Salutare, salutare, ce ploaie vine lume. Suntem aici și acum fostul nostru Coie Chipier, cu care filmez de obicei că alții pe lițul nu-l aduc, e prea retardat. Pe Crâsuri, târ, nu l-am mai prins. Nici nu cred că o să mai intre un timp. Pe Chex nu-l prind. Și așa că dacă pe el îl prind, cu el filmez, nu? E, dragilor, după câte se observă aici deja la spawnul nostru magnific, avem o construcție în spatele meu și încă una acolo, că mai terminat în spatele meu. Avem o nouă chestie introdusă aici deja pe server. Este numită oferta zilei. Scam, oh, mulțumesc. O să împar profitul cu unul meu afacerist. Afacerist, o echipă asta de afaceri. Sunt două bereluri. Și dacă într-o zi să vin de totul, mai facem oferte. Cei care nu cred că ați observat, mi-a schimbat skin-ul. Țin să menționez. Și de Crăciun vreau să modific căciulița asta. Momentan am căciuliță pentru că, practic, asta ar trebui să fie Kiel. Caracterul. Dar, na. O să facem o căciuliță, o modificăm un pic, mai băgăm pe acolo câteva chestii. Vedem noi. Bun. Uite-te un pic pe general, te rog, că nu știu, cred că e un mesaj sau nu știu pe cum. Acolo, Mă rog. da. O să vreau să vă arăt ceva. Ăsta o să fie viitorul shop de mending și mâncare în același timp. Ne-am gândit să punem. Construcția în sine am făcut-o eu, podeaua mi-am modificat-o pe afară asta. Să zic acum, îmi stă pe limbă. Colegul meu de afaceri. Colegul meu de afaceri și l-am numit Walmart, pentru că zici că e un Walmart. Uitați-vă aici cât mending pot să am de la dragul nostru villager. Mă apropiu un shulker plin, ceea ce mă bucură. Mai am pe aici câteva Pune din nou lucruri. și-l corul la jos, mirele. Aoleu, vrei să mai pui și tu? De fapt, Să fie bine, că tot. o zis că are el prea mult mending, dar nu l-am crezut. Acum ăsta e primul shulker, mi-ar trebui cam două shulkere. Mulțumim foarte mult, apreciem. Doamne, mai am vreo 15 mendicuri O în să ăsta, vreau să da. vă prezint și trading hall-ul, pentru că e oricum e destul de departe, deci pe cine prinde acolo le ia mama dracului, pot să zic. Adică, da. Edițu, mesajul ăsta e pentru tine. Edițu, tu ești vizat, așa că dacă te prind acolo, ți-am dat bani direct. Ei, treaba asta altfel. Cred că ne-a luat o zi doar să-i aducem pe... Ne stă și aia acolo. E, construcția nu, vă dați seama, a durat și aia ceva. Ai spart. Construcția a durat cam o zi, nu? Parcă. Nu, ce aducem? O Ce zi. aducem? Bine, cu pauze între. Ei, o să merg să vă prezint, ma, pentru că asta trebuie să tai, pentru că... Da? Coordonatele sunt secrete. Aș putea să mă duc, dar avem un drum până acolo și e... El, știți ce înseamnă, nu? Ne revedem Secret. la trading hall, nu? Da. E, ia cătă-ne că venim la trading hall, care în același timp este și o bază care noi am vrea să o folosim. E, ia cătă. Aternos, ești ok? Nu ne cam dai bătăi de cap? E. Acum treaba asta așa. Eu i-am pus pe undeva. Așa că trebuie să cenzurez. Gata lume. Trebuie să... Oh, pardon. Trebuie să cenzurez. E. Ia că tăne. Uite, am luat un de ăsta un șulcă. Ia că tăne în trading hall. Dragilor, ăsta e cel mai bun, cred că. Da, putem lua pe cartofi și pe carrots-uri. Și ăsta ne dă pe paper. Super bine. Ăsta e un cleric și ăsta e cel mai bun villager pe care l-am văzut ever. 10 emeralde și o carte. Pe un mending, voi vă dați seama când OP-i toată treaba. Super OP. E.
Acum, aici mai avem ăștia, ăsta e Witu și ăsta la altul la fel. Eu voi reveni într-o secundică. E, până atunci ce m-am gândit eu? Da, o să revină în câteva momente. Practic, uite, perfect, ești nou. Practic, nouă, pe mine, mă interesează să rămână cât de cât ascuns totul. Adică, da, trebuie să edităm toată partea asta cum merg sus. E, cu echipierul meu n-au ajuns, n-a revenit. E, dragilor, nici drumul până, bine, pot să dau home. Dar, treaba asta, așa. Câțiva dintre ei, dintre persoane, știm de locul ăsta și e o singură persoană care n-am vrea să știe, așa că dacă ești printre ele, tu ești respectiva persoană. Practic am stat o zi întreagă, am lucrat aici, concretul ăsta am făcut noi cum l-am făcut. Dar, nu m-am interesat un pic aici și o să am un pic de lag, nu-i mai. Era aici un mic ăsta, un round. M-ar interesa să fac încă două etaje aici, dar etajul ăsta aș vrea să fie undeva la nivel cu ăsta. Ceea ce cred că chiar e. Dacă mă gândesc eu bine, cred că este. Aș vrea să fac combinație de culori și, uite, surprinzător este la același nivel. Perfect. Și în locul ăsta vom sta 3 persoane și în beci, în beci o să, nu știu, vede cine o să stea în beci. Dar practic, doar treaba asta așa o să fie. Deci, tare mult, nu prea am ce să vă mai prezint, acasă poate. Acasă zic eu că am ce să vă mai prezint. Off camera, am, o să se blocheze jocul un pic. Off camera am mai lucrat eu. Au fost cineva pe aici. Am mai lucrat la Pasa Subterană, care nu știu dacă am prezentat-o. Cred că am prezentat-o. Am lucrat și am făcut o mașinărie mică care îmi sortează stone-ul. Da? Asta e construcția de-mi face mie stone-ul. De-mi-l pune în cufere. E stone storage ăsta. Și aici dau refill-ul. Aici avem și piatra. Și aici e camera tehnică, unde avem și o mică, mică chestie de melon-uri și... N-am luat melon. Ba, uite, am luat. O mică, mică fermă. Ceea ce e super tare, adică... Și eu am de câteva. Asta e tot mecanismul. Ceva scurt, nu e foarte... mare și clipor, cred că ar fi e cam scurt. Țin să menționez că sâmbătă apare un clip super special, super special, ceea ce sper să vă placă. Și aici am eu un enchanting. Da? Am pus aici pe chestia asta, deci pe drumul ăsta. O să am colț, o să am niște anviluri cu niște chestii, văd eu ce mai fac aici, n-am mai lucrat de mult timp, așa ce-i drept. Așa că hai să mergem un pic până la partenerul nostru de afaceri, să luăm niște firework-uri, niște rachetele. Așa că da, și cred că așa încheie episodul, nu am foarte multe de prezentat, ci drept. Nu știu dacă v-am zis de noul skin care l-am făcut singur pe noua skin. Asta era o shop-ul parcă? Da. Deci pot să iau rachete free. Ceea ce este super, foarte, super tare. Un stack la 3 diamante pentru cei care au parteneria cu el. Da. Acum ar mai rămâne să iau replay modul și să construim un pic aici la asta.
Pentru că aș vrea să fac acoperișul, dar nu știu în ce sens aș vrea să fac eu acoperișul. Așa că ne revedem cu un time-lapse, adică nu închid episodul, ne revedem cu un time-lapse, și revin. Revin. Și asta ar fi construcția magazinului. Ar trebui să ne fie logo, ar trebui să-l fiu cumva sus. Deci, na, asta ne e logo momentan. Cum avem momentan întoarce pe jos. Eu aș putea să vin să pun primele meninguri pe jos. Așa că asta o să și fac. Dacă am pe aici, pe aici. O să dăm o carte pe 5 diamante. Ok, o să dăm 5 diamante, o carte. 5 diamante pe așa o carte. 5 diamante pe carte. Este aici o carte. Diamante, o carte. Așa că deja stăm la shop. Tot ce trebuie.
Da, pe asta ce-a venit rapid, Speedy Gonzales. Mă rog. Așa că... Da. Punem primele mendinguri la shop. O să vin aici. Uite. Pac. Am un șurcă. A, nu-i asta, stați. Asta e. Pac, pac, pac. Prima rată. Prima încărcătură. Asta e prima încărcătură de mending la shop. Deci... Da. Cam asta ar fi. Asta ar fi primul episod. Primul episod. Hai ca primul episod. Asta ar fi episodul ăsta șmecher de nu știu câte minute are. E cam random filmat. E pe părți. E vai pe el filmat clipul. Să dureze un pic până o să dă... Montez cum trebuie. Hai, ok. E, cam asta ar fi. Cam ăsta a fost episodul de astăzi. Sâmbătă de dimineață. Bă, cred. Eu cred. Doar cred. Urmează să apară clipul special. Care l-am filmat. Ei, acum o săptămână. Deci dacă o să zic vineri, nu a fost ieri. M-ar veni, dar mă rog, nu poate asta. Na, clipul s-a filmat marți, cred. Eu așa știu că e marți. Miercuri. Deja e miercuri. Oho. Mi-am dat seama că e miercuri. Da. Ce să vă zic? Cam asta ar fi. Sper că v-a plăcut episodul. Eu am fost Miner și fostul meu Wake Pier, care acum nu mai e pentru outro, dar asta ar fi clipul. La revedere!